Eu o să mai repet, totuși înainte de a începe acest panel de discuții, o să mai repet invitația pentru toți cei care vizitează în aceste clipe expoziția Eco Green 2023 să se alăture și să vină să asculte și inclusiv să pună întrebări, de ce nu. În cadrul panelului Depășirea crizei energetice în Republica Moldova cu suportul Uniunii Europene și PNUD Moldova, mai ales că avem oaspeți de înaltă valoare, oameni care fac, au făcut, fac și vor face cu siguranță multe pentru ca acest subiect și domeniul energetic să nu cunoască crize. Mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați dat curs invitației noastre. Alături de noi sunt astăzi prezenți domnul secretar de stat din cadrul Ministerului Energiei, domnul Constantin Borosan. Este prezent la fel înaltul consilier politic în domeniul energiei Uniunii Europene, domnul Alexandru Sandulescu, și manager de proiect din cadrul PNUD Moldova, doamna Virginia Bilici. Bine ați venit la acest panel de discuție. Actualmente, în Republica Moldova, cu suportul Uniunii Europene, PNUD Moldova implementează un proiect despre care se vorbește tot mai des, un proiect care are multe reușite și are multe de spus. Proiectul se numește Abordarea impactului crizei energetice în Republica Moldova. Pornind de la acest proiect, am inițiat inclusiv și acest panel de discuție, ori ne dorim ca tot mai multă lume să cunoască subiectele de la prima sursă. De ce astăzi ne propunem să discutăm în cadrul acestui eveniment situația care este la momentul domeniul energetic în Republica Moldova, care ar fi provocările și problemele, dacă sunt sau nu, strategiile și planurile guvernamentale în acest domeniu, dar și planurile și programele finanțatorilor și PNUD Moldova în special. Deci, prima întrebare ar fi către domnul Borosan. Domnul Borosan, subiectul crizei energetice, sau această noțiune, criza energetică, probabil că deja este cunoscută de toată lumea și de la mic la mare toți discută. Totuși, din punctul de vedere dumneavoastră, dacă ar fi să faceți o apreciere a modului în care am depășit anul trecut, am depășit sau nu criza energetică și dacă am făcut față? Bună ziua! Mulțumim în primul rând organizatorilor pentru includerea subiectului prin securitate energetică, gestionarea crizelor energetice suprapuse care au fost în țara noastră. Ce urmează să facem ca să reducem impactul sau ca să nu ne pomenim în asemenea situații pe viitor, și mulțumim Uniunii Europene pentru organizarea acestui eveniment împreună cu Programul Național pentru Dezvoltare. Știți, când vorbesc despre criză, mi-aduc aminte octombrie 2021, când încă nu ieșisem țara noastră, omenirea încă nu ieșise din COVID, încă era tot ce înseamnă economia sau turațiile sectorului economic încă nu erau la capacitate maximă, a venit peste noi brusc, foarte brusc, aș fi spus, criza prețurilor la resursele energetice, fiindcă aceasta a fost prima cu cine am ciocnit și pe urmă cred că trebuie să o numesc criza energetică sau criza gazelor. Ulterior, iarăși crize, a început războiul în Ucraina. Ucraina a fost atacată de Federația Rusă. Iarăși crize. Și toate acestea, la un moment dat, ulterior, s-a transformat și într-o criză și de gestionare a refugiaților, tot ce înseamnă fluxul refugiaților și care a afectat și logistica aprovizionării cu energie, resurse energetice. Și toate acestea suprapuse, desigur, au avut un impact major asupra modului de gestionare, dar ce vreau să accentuez și
ceea ce am învățat noi din aceasta, noi, țara, noi, guvernarea, societatea. Este foarte important într-o criză, din punctul meu de vedere, tipul și timpul de reacție. Și credem că modalitatea cum s-a reacționat, mă refer la substituirea anumitor combustibili cu alți combustibili sau reducerea consumului în toate sectoarele, de, inclusiv comunicarea, toate acestea și faptul că n-au avut loc deconectări de gaze naturale, de energie electrică, alte resurse energetice, demonstrează că scopul primordial, principal a unei politici energetice, securitatea aprovizionării cu gaze naturale, a fost asigurată. Asta e scopul primordial. Desigur, cum spuneam, una din crizele suprapuse era și cea a prețurilor și aici a fost necesar să fie intervenție și cu suportul partenerilor dezvoltare, în primul rând Uniunea Europeană, și aici a fost intervenție pentru a oferi suport pentru cetățeni. Ceea ce vedem astăzi din rapoarte ale organizațiilor internaționale, deci evaluare obiectivă, în baza unor criterii obiective, nouă ni se spune că foarte bine v-ați isprăvit. Și noi considerăm, încă o dată, faptul că toți au fost asigurați cu resurse energetice, fără deconectări, cu excepția în luna noiembrie 2022, când urmare a atacurilor care au avut loc în Ucraina, 15-23 noiembrie au fost deconectări pe termen scurt, dar iarăși, care deci, nou depins de noi. Credem că aceste măsuri și anul trecut, în baza unui plan bine structurat, mă refer la planul de iarnă, cu măsuri preventive și măsuri de atenuare în caz de crize energetice, ne-au oferit tot spectrul de măsuri, instrumente de intervenție în caz de necesitate, care de fapt ce au fost aplicate și noi acum, uitându-ne în urmă, anul trecut, sezonul de încălzire trecut, datorită măsurilor luate, vreau să aduc câteva cifre, două cifre. Consumul de gaze naturale anul trecut a fost redus cu 48% față de anul precedent. Iar consumul de energie electrică, unde este mai greu de redus, datorită naturii, modului, sectoarelor de consum a energiei, dar și acolo a fost o reducere de 10% a consumului de energie. Deci toate acestea demonstrează că datorită unei bune organizări și datorită receptivității populației, a fost posibil să trecem cu bine de aceste două sezoane de încălzire. Mulțumesc! De fapt, acest subiect, criza energetică, cu siguranță că nu este un subiect doar valabil doar pentru Republica Moldova, mai ales în contextul situației geopolitice în care suntem. L-aș întreba pe domnul Sandulescu, prin prisma inclusiv a experienței bogate pe care o are și a studiilor multiple făcute, există sau nu bune practici a altor țări care au depășit criza energetică, care nu au fost aplicate la noi și ar trebui noi să schimbăm ceva? Sau am pune o notă bună modului în care a fost gestionată situația anul trecut? Bună ziua, în primul rând, și mulțumesc pentru invitație. Da, sigur, vedeți, criza aceasta energetică, de fapt, cum spunea și Constantin, o succesiune de crize energetice, nu a lovit numai Republica Moldova. A fost o criză generalizată în Europa, cel puțin, și aș spune că încă nu a trecut. Trebuie să ne așteptăm și la eventuale surprize în viitor, în viitoarea iarnă. Iar în ceea ce privește experiența și învățarea, cred că trebuie să fie cumva reciprocă. Pentru că, pe de o parte, sigur, și Republica Moldova mai are de învățat anumite elemente de la țări mai dezvoltate, în ceea ce privește dezvoltarea piețelor de energie, dar și modul în care s-a descurcat Republica Moldova în acești 2 ani de crize suprapuse, va spune că e un model de succes. Și să le luăm pe rând. În primul rând, ce putem învăța de la țările care sunt foarte dependente de importuri, cum este de altfel și Republica Moldova? Ok, considerând termocentrala Emgrăs din Transnistria, că totuși
teoretic nu este import, dar este într-o zonă necontrolabilă de autoritățile centrale. Ce vedem la țările puternic dependente de importuri, alte țări puternic dependente de importuri, este o diversificare a rutelor de aprovizionare și a posibilităților, a surselor de aprovizionare cu gaze naturale, de exemplu cu cărbune în anumite cazuri, ceea ce a făcut și Republica Moldova. Adică vreau să spun că Republica Moldova a început să se pregătească pentru astfel de criză cu mulți ani înainte și a fost totuși bine pregătită. Aduceți-vă aminte de discuțiile care erau prin media legate de gazoductul Iași-Ungheni. La ce ne trebuie nouă o țeavă de gaze care să rămână goală? Ei bine, cei care și-au pus această întrebare cred că acum au și răspunsul. Chiar și conducerea Moldelectrica într-o vreme spunea că nu avem nevoie de interconectare cu ENTSO-E-ul, țara e săracă, la ce ne trebuie nouă interconectare scumpă. Iarăși, cred că și, ok, nu mai este acea conducere, în momentul de față a rămas numai nivelul 2, dar acum cred că au și au răspunsul. Acesta este un prim aspect, și anume cel legat de diversificarea rutelor, diversificarea surselor, ceea ce nu se poate face peste noapte. E un proces care a început acum mai mulți ani și Republica Moldova a fost bine pregătită. Un alt element de învățat ar fi viteza de reacție. Vedeți? Cred că trebuie să fim pregătiți chiar în legislație cu posibilități de a interveni rapid. Ce a putut Republica Moldova să intervină, și încă suntem în stare excepțională, a putut să intervină prin Comitetul pentru Situații Excepționale. Și la nivel european a fost emis un regulament care a permis statelor membre, regulamentele sunt direct aplicabile, să ia măsuri de micșorare a efectelor crizei energetice care, cum spuneam, a lovit și Uniunea Europeană, de altfel. Noi trebuie să fim pregătiți chiar până legislație, așa cum spuneam, există și acest regulament la nivelul Uniunii Europene, să putem interveni rapid, fără să fie nevoie de o eventuală intervenție a Parlamentului. Un alt element la care cred că deja noi putem să dăm lecții altora este modul în care a fost gestionată creșterea de prețuri la consumatorii finali. Și aici, iarăși, trebuie făcut un comentariu. Dacă țările europene au putut să intervină chiar în piețele angro, să limiteze prețurile, în condițiile importurilor, Republica Moldova nu a putut să acționeze, evident, asupra prețurilor din piețele angro de energie electrică, de gaze naturale, unde a putut să intervină la piața cu amănuntul. Și acolo a fost o intervenție de succes, pentru că a putut să dea un suport direcționat pe niveluri de vulnerabilitate energetică. 5 niveluri, în momentul de față, sigur, se va crește la 7 niveluri. Deci, cumva, suportul acordat de stat a fost direcționat, a fost dimensionat fix pe gradul de vulnerabilitate al fiecărui cetățean. Sigur, ar fi multe de spus, dar cred că, într-adevăr, a fost o experiență de succes. Chiar și acele două mici întreruperi nu au fost în Republica Moldova, din cauza Republicii Moldova, ele au fost importate, au fost datorate unor bombardamente în țara vecină și acele au fost gestionate, a spune, foarte repede, iar Republica Moldova a putut să-și reasigure cu energie electrică cetățenii într-un timp foarte scurt. Mulțumesc foarte mult! Dacă ar fi să generalizăm, putem spune că am fost un exemplu, de fapt și noi, inclusiv prin modul în care s-a gestionat la nivel micro, da? Prin suportul acordat fiecare persoane și în afară de criza energetică am cunoscut cu toții încă o noțiune nouă, vulnerabilitate energetică. O noțiune pe care n-am mai știut-o până iată anul trecut. Aș avea o întrebare către Virginia, care a fost totuși suportul din partea UNDP, fiindcă presupun eu că nu foarte multă cunoaște lume despre realitățile sau ce a fost de fapt.
Care a fost suportul din partea UNDP pentru a susține populația în funcție de gradul de vulnerabilitate pe care l-au și care este stabilit și prin acte normative? Mulțumesc mult și bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație. Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, cu suportul Uniunii Europene și Agenției Slovak Aid, a oferit sprijin guvernului pentru înființarea acestui fond de vulnerabilitate energetică, care până la urmă a reușit să ofere suport țintit și echitabil consumatorilor de energie. În mod specific, ce a făcut PNUD a fost suport în dezvoltarea legislației, dar și în dezvoltarea sistemului informațional compensații.gov.md, în crearea unui centru de apeluri care a asistat toți oamenii care au avut careva întrebări, care au avut întrebări cum să îndeplinească formularul de vulnerabilitate energetică. De asemenea, PNUD Moldova a instruit asistentele sociale și asistenții sociali pentru a oferi mai departe suport gospodăriilor și, poate ce este tot foarte important, a lansat și a organizat campania de informare Ajutor la Contor. Și până la urmă, într-un fel, succesul foarte măsurabil a fost faptul că 750.000 de gospodării s-au înregistrat pe compensații.gov.md, ceea ce reprezintă aproximativ 50% din toate gospodăriile care sunt în Moldova, conform ultimui recensământ. Aceasta foarte punctat ce a făcut PNUD Moldova, dar desigur cu suportul donatorilor și mai ales cu interesul și cu commitment-ul guvernului de a gestiona această criză. Mersi. Deci, de fapt, a fost făcută o muncă enormă, o muncă enormă pentru crearea acestui fond, o muncă care nu se vede, da? E undeva în spate, ca de obicei, atunci când se muncește mult. Întrebarea către domnul Borusan, ce se întâmplă în continuare cu acest fond? Care sunt planurile guvernului? Într-adevăr, aș mai adauga aici ceea ce, într-adevăr, nu s-a văzut, nu se vede, dar am inițiat activitatea la acest fond în 2021 și vreau să aduc puțin context. În 2021, capacități administrative, capacități umane limitate în ministerul care gestionează sectorul energetic. La acea etapă, angajați 4 persoane în sectorul energetic și tot ce înseamnă criză energetică și un flux informațional enorm. Și mi-aduc aminte foarte bine atunci comunicarea cu echipa de la Programul Națiunii pentru Dezvoltare, care de fapt cred că a fost printre primele, dacă nu prima, care a venit în ajutorul Guvernului cu subiectul privind fondul de reducere a vulnerabilității energetice. Ceea ce astăzi, cunoscând tot ce înseamnă sisteme informaționale sau tehnologii informaționale, țara noastră fiind lider la acest capitol, într-adevăr este un exemplu de bună practică pentru țara noastră de a fi replicat și la nivelul altor țări și țări dezvoltate care de asemenea s-au confruntat cu criza energetică. Care sunt planurile vis-a-vis de acest fond? Și aici, desigur, este o parte, una, compensarea consumului de energie, dar este partea sustenabilă, partea investițională, care ne dorim foarte mult să o instituționalizăm și deja, de fapt, am făcut primii pași aceasta, de asemenea, cu suportul Partenerii Dezvoltare, Programul Națiunii Unite și Uniunea Europeană. Deci, în cadrul Fondului de Vulnerabilitate Energetică, o componentă se referă la eficiența energetică sau la investiții, vouchere, în substituirea echipamentului care consumă multă energie din cauza că este ineficient. Tot ce înseamnă într-o gospodărie consum de energie ineficient. În acest mod, în baza și altor exemple pozitive din alte țări, considerăm că într-un timp îndelungat, de fapt, contribuția financiară în acest fond pentru compensare se va reduce din contul că consumul se va reduce datorită celei de-a doua componente, care la o etapă, deci bine, noi vrem să tindem către ideal să toate echipamentele să fie eficiente energetic. Aceasta este un scop
care îl urmărim în cadrul acestui fond și deja, de fapt, au fost aprobate reglementările necesare de către guvern ca să ofere acest instrument Agenției pentru Eficiență Energetică, o autoritate care, de asemenea, trebuie să fie una puternică. Aici, de asemenea, lucrăm și deja am parcurs etapele necesare ca să creștem capacitățile acestei autorități, Agenției pentru Eficiență Energetică, în contextul, iarăși, în care urmărim să eficientizăm consumul, avem nevoie, țara are nevoie de o instituție puternică care va gestiona și alte programe de finanțare destinate sectorului rezidențial, care de fapt este cel mai mare consumator, cel mai puternic a fost afectat și țintim în primul rând instrumentele de finanțare, de sprijin către acest sector. Mulțumesc tare mult. Aș parafraza un pic mai simplu. Aceste instrumente de finanțare ar fi un fel de undiță deja, da? Pentru consumator, căruia până la un moment i s-a dat doar peștele, iată că i se va da și undița. Ar fi aceasta probabil că una din politicile energetice durabile, aș spune eu. Domnul Sandulescu, cu siguranță, cunoaște tot ceea ce urmează să fie implementat la nivelul, prin intermediul Fondului Vulnerabilități Energetice. Din punctul dumneavoastră de vedere, este salutabilă această intervenție sau acest mod de gestionare a fondului sau nu? Sau ar mai fi ceva de făcut? Din experiența inclusiv a altor țări europene. Da, bineînțeles. Ne pregătim de o nouă iarnă în care Fondul de Vulnerabilitate Energetică va juca un rol în cofinanțarea facturilor, sau, mă rog, plății facturilor de energie la consumatori. Încă nu știm care vor fi prețurile la energie, încă nu știm ce creșteri sau poate reduceri de prețuri reglementate la gaze naturale, la energie electrică, la energie termică ne așteaptă iarna viitoare. Din acest punct de vedere, volumul financiar care va fi direcționat către consumatori este, a spune, deocamdată un element de supoziții. Deci, din cadrul fondului, vor rămâne suficienți bani, astfel încât să putem finanța și acolo orice sumă, oricât de mare, poate fi utilizată pe alte proiecte de eficiență energetică, care, până la urmă, duc fix la reducerea facturii consumatorilor, cum mai spuneam și cu alte ocazii, pentru că facturile, vedeți, înseamnă un produs între prețul energiei și cantitatea de energie consumată. Ori dacă noi reușim să mai reducem cantitatea de energie, atunci, sigur, valoarea facturii va fi mai mică. Legat de politici, da, politici durabile, sunt mai multe și toate ar trebui corelate, ceea ce, sigur, Ministerul Energiei face în acest moment, pentru că, pe de o parte, sunt politicile de implementare a proiectelor de eficiență energetică. Tocmai ce spuneam mai devreme, să reducem cantitatea de energie consumată. Ele sunt legate de cantitatea de energie termică după aceea consumată în Chișinău sau în Bălți prin sistemele centralizate. Deci, ele influențează, cu alte cuvinte, și dimensionarea surselor de energie termică din aceste orașe. După aceea avem separat politicile în domeniul surselor regenerabile de energie, pentru că, sigur, e bine să avem, pe de o parte, surse de energie amplasate local, în Republica Moldova, și, pe de altă parte, aceste surse să fie veșnice, să nu poată fi epuizată niciodată sursa primară de energie, cum ar fi energia eoliană sau energia solară. Și pentru dezvoltarea acestor politici avem nevoie însă de o serie de surse de backup. Bateriile de litiu-ion sunt, după cum poate întrebați și în această expoziție, încă destul de scumpe. Aici poate că avem nevoie pentru o perioadă tranzitorie de niște unități pe gaze naturale, rapide, care să poată intra în funcțiune atunci când vântul nu bate sau afară este întuneric. Deci,
Cred că ceea ce trebuie să fim atenți este tocmai la coordonarea și corelarea diverselor politici, astfel încât să avem un ansamblu unitar și, bineînțeles, un ansamblu realizabil. Mulțumesc mult! Aș avea o întrebare către Virginia, mersi. De fapt, grație suportului Uniunii Europene, fiind implementată de PNUD Moldova, sunt la momentul actual mai multe proiecte. Dar în cadrul proiectului abordarea impactului crizei energetice, care sunt acele programe și care sunt grupurile țintă de sprijin pentru consumatorii în scopul creșterii eficienței energetice? Mulțumesc mult pentru întrebare și cumva ceea ce voi spune merge foarte bine în corelare cu ceea ce a spus domnul Borosan și domnul Sandulescu. Eficiența energetică este cea mai... energia salvată este cea mai verde energie și este un domeniu extrem de bine măsurabil și ușor aplicabil și în cadrul proiectului abordarea impactelor crizei energetice implementat cu suportul Uniunii Europene, noi avem la etapa actuală trei programe pentru sectorul rezidențial. Unul despre care deja a vorbit domnul Borosan, eco-voucher rabla electrocasnice. Aici noi vom oferi eco-vouchere care la număr sunt 50.000 pentru înlocuirea echipamentelor casnice și pentru înlocuirea becurilor LED. Noi nu vom face un apel, modul în care asta se va întâmpla, noi vom aborda anume gospodăriile casnice vulnerabile și le vom oferi aceste vouchere. Programul urmează să fie lansat în curând, cred că va fi informația un pic mai târziu. Un al doilea program, care de asemenea țintește micșorarea facturii pentru energie, este Casa Verde. Aici suntem acum în proces de implementare a primei cohorte, care sunt 100 de gospodării vulnerabile, care prestează servicii parentale în toată Republica Moldova. A fost efectuate audite energetice acestor case, acestor gospodării și oferite un set de soluții pentru scăderea facturii la energie, fie izolarea termică a casei, fie schimbarea ușilor și ferestrelor, schimbarea acoperișului, instalarea panourilor fotovoltaice, cazane pe biomasă și tot așa, tot a depins foarte mult de tipul acestui gospodării și ce ar aduce un impact cât mai mare la scăderea facturii. Acum suntem în proces pentru a lansa o a doua cohortă, care va consta din 150 de case, iarăși vom targeta gospodăriile vulnerabile și la aceste 150 de case vom instala panouri fotovoltaice pentru consum propriu. Un al treilea program este schimbarea sistemului de încălzire de la verticală la orizontală, distribuția verticală la orizontală. Aceasta va permite iarăși eficientizarea și consum mai mic de energie, iar în același timp cu sporirea confortului termic pentru toate apartamentele în aceste case, în aceste blocuri rezidențiale multietajate. În prezent deja lucrăm la 4 case la 4 blocuri multietajate din Chișinău, cu număr total de apartamente de 450 și până la sfârșitul anului cu siguranță vom finisa lucrul în aceste 4 blocuri. Acestea sunt cele trei programe pentru sectorul rezidențial. Cum a menționat și domnul Borosan, sectorul rezidențial este responsabil pentru cel mai mare consum a energiei și practic acolo este potențial cel mai mare la moment. Dar mai este și un program pentru spitale. În cadrul proiectului au fost instalate sisteme fotovoltaice la 4 spitale raionale. Și acum 4 spitale din raionale din Republica Moldova se vor alimenta primordial din energie solară. Ceea ce a fost de asemenea menționat domnul Borosan mai devreme, toate aceste programe sunt programe pilot și scopul nostru este de a instituționaliza aceste programe în cadrul Agenției de Eficiență Energetică, în așa mod încât aceste programe să fie sustenabile și să continue să fie implementate deja fără suportul sau cu mai mic suport din partea donatorilor.
Mulțumesc, cu siguranță că sunt programe care sunt interesante, chiar dacă poate există mai multe întrebări pentru unii decât răspunsuri, dar ar fi bine să le spun întrebările, fiindcă pentru unele din ele am avut o reticență din partea consumatorilor, poate nu există o înțelegere de plină a modului în care se implementează și a beneficiilor care urmează să fie. Deci, inclusiv acest panel de discuții este pentru ca consumatorii să-și pună întrebări pentru a căuta răspunsuri, pentru că doar așa putem să ajungem la un punct final cu toții, să devenim mai eco și să devenim mai sustenabili, inclusiv cu mediul. Cunoaștem, domnul Borosan, o întrebare către dumneavoastră. Cunoaștem că anul 2022 este practic cel mai semnificativ an din punct de vedere al progresului pe care l-a înregistrat Republica Moldova în ceea ce privește implementarea legislației europene. Care sunt totuși țintele guvernului pe termen scurt și pe termen mediu în domeniul energiei electrice, gaze naturale și așa mai departe? Mulțumim. Într-adevăr, și aș dori să scot în evidență rapoarte ale organizațiilor internaționale care monitorizează politica energetică, monitorizează progresul privind implementarea acquis-ului în sectorul energetic, și organizație reputabilă internațională este Secretariatul Comunității Energetice, organizație a Uniunii Europene, care în raportul de implementare din anul, deci la începutul acestui an, monitorizând alte, deci împreună cu noi, 9 țări membre acestei organizații, a concluzionat că Moldova a fost lider, campion în ceea ce privește transpunerea acquis-ului european și securitatea energetică, asigurarea securității energetice. Practic, Moldova, gradul de implementare a fost în anul respectiv de 2 ori mai mare față de următoarele țări clasate. Un exemplu și alt exemplu care acum recent a venit, de care, care reprezintă o muncă enormă a oamenilor din domeniul energiei, foarte mult, se referă la, la evaluarea care a efectuat-o Agenția Internațională de Riscuri Financiare, Moody's, care a ridicat gradul de risc al țării noastre de la, cred că de la clasa 3 sau de la B redus la B stabil, cred că așa a fost, ceea ce reprezintă o credibilitate mai mare pentru organizații internaționale, organizații financiare internaționale, investitori, atunci când vor decide să investească în Republica Moldova. Și vreau să spun că principalul element care a stat la baza ridicării ratingului de țară a fost capacitatea țării de a asigura securitatea energetică și securitatea aprovizionării. Securitatea aprovizionării, continuitatea aprovizionării cu energie. Și toate acestea, iarăși, au fost concluzionate, dar în spate au fost instrumente, acțiuni efectuate de către sectorul energetic, întreprinde sectorul energetic, și aduc câteva exemple, de la utilizarea infrastructurii de transport a gazelor naturale, care a existat, n-a fost niciodată utilizată, dar pentru prima dată a fost utilizată de țara noastră. Câteva exemple. A fost mai înainte menționat de către domnul Sandulescu interconectorul de gaze naturale dintre România și Republica Moldova, Iași, Ungheni, Chișinău, care de fapt primul a fost acționat în octombrie 2021 ca să restabilim presiunea în sistemul de transport a gazelor naturale. Ulterior a fost utilizat, iarăși pentru prima dată, astăzi deja este, știți, un business as usual, că îl utilizăm, dar gazoductul transbalcanic în regim reverse flow fizic este utilizat astăzi și mai mult decât atât, este supra-solicitat. Țara noastră a devenit un important țară de tranzit, coridor de transportare a gaz naturale din zona de sud a Europei, unde există gaze naturale la prețuri mai accesibile față de Europa de Nord, și traderi europeni, traderi internaționali, achiziționează acum gaze naturale ca să le stocheze în depozitele subterane din Ucraina. Iarăși, pentru prima dată, încă de anul trecut și acum, facem
stocuri de gaze naturale. Acum, acum intrăm în iarnă, deja cu stocuri de gaze naturale efectuate și ele continuă să se efectueze și avem stocuri atât în Ucraina cât și în România. Iarăși, ieșind din infrastructura, din rețea care există de gaze naturale și constrângerile care pot apărea în cazul în care este necesar de acoperit consumul printr-un gazoduct sau dintr-o interconexiune sau alta. Dar încă un exemplu, din sectorul gaze naturale și termoenergetic. Vreau să spun că pentru prima dată în istorie a fost necesar să asigurăm o logistică foarte bună organizată în ceea ce privește livrarea de produse alternative, de produse petroliere și pecuri. Aici vreau să menționez, poate mai puțin a fost cumva simțit aceasta, sesizat, dar odată cu începutul războiului, practic toate punctele de trecere a frontierei dintre Moldova și Ucraina au fost închise pentru importul de produse petroliere. Practic tot importul de produse petroliere a fost reorientat către punctele de trecere a frontierei la vest. Și aici a fost necesară o organizare logistică foarte bună pentru transportul feroviar, transportul rutier și transportul naval, care, deci, aceste două, feroviar și naval, au devenit, rolul acestora a crescut semnificativ. Și partea electroenergetică, aș vrea să menționez, desigur, cum spunem câteodată, game changer, ce a schimbat radical, semnificativ, a crescut securitatea energetică a țării noastre, este sincronizarea sistemului electroenergetic a Republicii Moldova, în primul rând cu cel al Ucrainei, sincronizare de urgență, în data de 16 martie 2022, la ora 16:45, când s-a închis circuitul linia electrică Vulcănești-Isaccea, și a asigurat interconectarea tot ce înseamnă sistemul nostru până în Portugalia, un singur sistem energetic, ceea ce asigură nouă până astăzi stabilitatea sistemului energetic. Nimeni în priză nu a observat aceasta. Electronii sunt aceiași, dar din punct de vedere al stabilității sistemului energetic este un salt enorm. Și alți pași care am făcut, poate iarăși nu sunt atât de simțite, dar cuvântul deseori poate îl auzim în stradă, unbundling, da? Separarea și independența operatorului de transport în domeniul electroenergetic, confirmat deja de către, deci, certificare oferită de către ANRE, de către Secretariatul Comunității Energetice, spune că acest operator este independent, operatorul dat în activitatea sa de operare a sistemului, de dispecerizare a sistemului, este independent. Și alte exemple care vreau să le aduc, eu urmăresc, abia așteptăm să apară raportul de implementare al Comunității Energetice pentru anul viitor. Eu cred că noi să fim iarăși primii și aici vreau să aduc câteva exemple de legi la care lucrăm. Știți, legea necesită o inspirație și o activitate foarte mare, foarte multă de creație, fiindcă înseamnă dezbatere, definirea conceptului, ajustarea conceptului și ne bucurăm foarte mult. Iată, chiar joia aceasta, colega mea, secretară de stat la Ministerul Energiei, Carolina Novac, care a participat de asemenea ieri aici la dezbateri, au fost susținute două legi mari, importante, care le promovează Ministerul Energiei. Una este modificări la legea culturii energetică, care instituie cadrul necesar pentru a fi elaborat și aprobat așa numitul Plan Național Integrat privind energie și clima. Exact ceea ce ați întrebat, care este viziunea pe termen lung. Acest document va veni cu o justificare, cu o modelare
tehnică, economică, foarte bine argumentată și care va justifica. Iată, acestea sunt țintele de dezvoltare pe termen lung a Republicii Moldova în ceea ce înseamnă energie regenerabilă, eficiență energetică, emisiile de gaze cu efect de seră, infrastructura energetică, piața de energie. Aceasta este o lege. O altă lege care, de asemenea, a fost recent promovată, legea privind performanța energetică a clădirilor, care instituie că tot ce se construiește, tot ce se renovează, trebuie să corespundă unor standarde minime de eficiență energetică. Tot aceasta va necesita o implicare, va necesita resurse umane calificate, pornind de la consultanți, evaluatori energetici, proiectanți, verificatori de proiecte, oameni pe șantier, diriginți de șantier, responsabili tehnici. Tot aceasta înseamnă potențial pentru noi locuri de muncă. Deci, uneori în Uniunea Europeană le spunem la aceasta eficiența energetică este mașina de făcut bani. Da, asta este un instrument de creștere economică. Și alte lege care o așteptăm cu nerăbdare și a fost curând va fi promovată, sperăm, în guvern, privind utilizarea energiei din surse regenerabile. Deci tot acesta reprezintă un efort mare de multe zile, de ore după program, lucru în weekend, consultări, căutarea consensului între toate părțile interesate, ca până la urmă să asigurăm că aceste instrumente să poată fi aplicate și, desigur, în beneficiul societății. Aceasta ar fi pe termen lung. Pe termen scurt, vreau să spun tot scurt. Deci avem un plan de iarnă foarte clar, aprobat încă în vara acestui an, cum s-ar spune, pregătim sania de cu vară pentru iarnă. Planul de iarnă privede constituirea comisiei interministeriale privind monitorizarea acestui plan, care include 40 de măsuri de pregătire înainte de sezonul încălzirii. Tot ce înseamnă infrastructura energetică, trebuie să fie, deci, reparațiile curente înainte de acest sezon, piese de schimb, să fie, deci, depozitate suficiente în cazul în care intervin unite situații, combustibil de rezervă, altă logistică, deci 20 măsuri preventive și 40 măsuri preventive și alte 20 măsuri de atenuare în cazul în care intervine o situație excepțională, inclusiv măsuri, cum ar fi utilizarea gazelor naturale din stocuri sau utilizarea interconectărilor și altor interconectări electroenergetice care le avem astăzi cu România, dar care nu sunt puse sub tensiune, fiindcă nu este necesar. Tot aceste măsuri sunt descrise în plan. Iată, în luna septembrie, acum, urmează comisia să se întrunească și să ne asigurăm că intrăm în sezonul de încălzire foarte pregătiți, responsabil. Aceasta este sarcina noastră. Mulțumesc! Destul de impresionant. Ne bucurăm și știm, de fapt, că în realitate, în spate, este o muncă enormă. Iar acele subiecte care au fost enunțate de domnul Borosan sunt și pe agenda panelelor de discuție care urmează în cadrul expoziției Eco Green 2023, de aceea invităm pe toți cei care doresc să cunoască ce înseamnă performanța energetică a clădirilor și care sunt acele standarde care trebuie să fie aplicate în Republica Moldova și urmează să fie aplicate în Republica Moldova, să vină la următorul panel imediat după ce finalizăm noi. Iar cei care doresc să afle ce înseamnă schimbările care sunt în legea cu privire la sursele de energie regenerabilă, mâine la ora 11 avem următorul panel. Vă invităm să fiți prezenți. Cu siguranță va fi interesant și sper că sunt și întrebări. Totuși, domnul Sandulescu, din punctul dumneavoastră de vedere, tot ceea ce a fost enunțat de domnul Borosan, ca țintele pe termen scurt și pe termen lung, sunt realizabile, sunt realiste sau nu? Așa, dacă ați fi critic. Okay. Păi, haideți să zicem așa. Cred că în ultimii ani au demonstrat că specialiștii din sectorul energetic sunt niște specialiști foarte serioși și responsabili, care nu-și asumă ținte nerealizabile.
Și aici cred că trebuie să intrăm la concret ceea ce Republica Moldova s-a angajat în momentul de față ca ținte. S-a angajat pentru anul 2030 cu trei ținte, și anume procentul de energie din surse regenerabile în total consum brut de energie, și acesta să fie 27%, după aceea o țintă care reflectă eficiența energetică, și anume total consum brut de energie la nivelul țării să fie 3.000 de tone echivalent petrol, și în sfârșit o a treia țintă, pentru că, sigur, sectorul energetic este un mare emițător de gaze cu efect de seră, și anume la nivelul țării, malului drept în cazul dat, pentru că numai acolo putem controla ceea ce se întâmplă, emisiile de gaze cu efect de seră să nu depășească 9,1 milioane tone echivalent CO2. Acestea sunt ținte negociate și asumate. În cazul în care Republica Moldova nu le atinge, riscă penalizări și inclusiv penalizări financiare. Asta în Tratatul Comunității Energetice. Cum s-a ajuns la aceste ținte? Păi, în ultimii 3 ani, cred că s-au tot făcut rulări cu un program de simulare, TIMES, e fostul program Marcal, e un program de dezvoltare a sectorului energetic și nu numai, are și parte de mediu. Un program de dezvoltare cu costuri minime, au fost verificate tot felul de variante, iar specialiștii care au lucrat, inclusiv internațional, cu acest program de simulare, au ajuns la concluzia că Moldova poate, într-adevăr, ceva mai mult decât aceste ținte, dar sigur este prudent ca angajamentele să fie puțin sub ceea ce putem să livrăm, ca să spun așa. Iar în curând veți vedea lansat de către Ministerul Energiei în dezbatere publică așa numitul Plan Energie-Climă, care are de fapt rezultatele acestor simulări cu programul TIMES, pe de o parte, și pe de altă parte țintele pe care trebuie să le atingem. De exemplu, pe zona de surse regenerabile, cred că în acest plan național o să fie un 30%, dar este cumva acoperitor. Deci asta a rezultat din program, că am putea atinge, angajamentul fiind puțin mai jos. Este un, cred că, foarte bun exemplu de ce înseamnă lucrul în cadrul Ministerului Energiei, și anume totul este analizat, dacă se poate, iar în cazul în care se poate, sigur, mergem înainte cu o decizie. Colegii merg înainte cu o decizie. Să mai dau un exemplu. Anul trecut, în ceea ce privește creșterea capacității instalate pe fotovoltaice în proiecte finanțate prin tarife fixe. Acele proiecte de până la un megawatt. Cererea a fost foarte mare, dar ce s-a întâmplat la vremea respectivă în minister, sigur nu era Ministerul Energiei pe atunci, dar colegii din cei 4 colegi de care spunea și Constantin puțin mai devreme, au apelat la un consultant care să facă o simulare, să vadă până unde ne putem întinde cu posibilitățile actuale ale sistemului electroenergetic în ceea ce privește absorpția de astfel de energie. A fost un ok și atunci respectiva cantitate a fost cotă, a fost majorată la 120 de megawatts. Deci, cred că sunt niște exemple foarte clare. Pentru că vedeți și în ceea ce privește transpunerea legislației europene. E foarte simplu să iei copy-paste dintr-o legislație din altă țară, să transpui, dar după aceea ai probleme în implementare. Să nu uităm că țările membre au peste 20 de ani de dezvoltarea piețelor de energie. Noi nu putem să sărim niște etape. Putem să le scurtăm, dar să le sărim nu putem. Din cauza aceasta, și aici este un alt element care încercăm în cadrul Ministerului să fim atenți, să introducem suficiente mecanisme
care să ne permită această tranziție, această trecere prin etape, dar nu săriri de etape, pentru că altfel s-ar putea să rămânem blocați. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! De fapt, aceste ținte și aceste angajamente pe care ni le asumăm pentru a le realiza, este nevoie de un efort comun a tuturor. Un efort care, iată, se materializează inclusiv prin munca din cadrul proiectului Abordarea impactului crizei energetice, o muncă țintită pe consumator, o muncă țintită pe exact cel mai vulnerabil consumator din punct de vedere energetic. Există sau nu există, Virginia, dacă ați putea să ne spuneți, la momentul actual și alte proiecte care urmează să fie derulate de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, care au acest scop. Ajungerea și suportul pentru guvern pentru a atinge aceste obiective. Am să încep un pic cu o nouă abordare care este acum implementată în cadrul PNUD Moldova, și anume o abordare pe tip de portofoliu. Adică noi ne străduim acum să nu avem doar intervenții proiect, ci portofoliu de proiecte care să fie conectate între ele și să fie, de fapt, un ecosistem de parteneri, de acțiuni, care cumva să contribuie la o schimbare a sistemului, să ofere un ajutor sistematic domeniului energetic. Deja a fost dezvoltat acest document, portofoliu document pentru domeniul energetic, dar în mod specific aș vrea să menționez la mod concret ce se face și care sunt intențiile imediat următoare. La inițiativa, de fapt, a Ministerului Energiei și în contextul dorinței de a digitaliza acest și intenții și de a digitaliza sectorul energetic, cum a spus domnul, eu mă refer tot refer la ce a spus domnul Borosan, faptul că Moldova, de fapt, este destul de dezvoltat din punct de vedere digital și aceasta este foarte natural și firesc să fie și pentru domeniul energetic. Și cu această introducere foarte lungă vreau să spun că noi urmează să lucrăm și în domeniul contoarelor inteligente, în domeniul energetic. De ce e nevoie de aceste contoare inteligente? Este pentru a avea o imagine foarte clară a consumului nu lunar, ci la distanță de 15 minute. Să știm exact când și câtă energie este folosită. Aceasta este o măsură premergătoare pentru o posibilă în viitor tarif, pentru un tarif diferențiat zi-noapte sau câteva tarife în timpul zilei, care ar permite consumatorilor și consumatoarelor să aleagă când anume consumă mai mult pentru iarăși a economisi energie sau a consuma atunci când ea este mai ieftină. Aceasta este foarte pe scurt, eu sigur că vor urma mult mai multe informații despre contorizarea inteligentă. Și mulțumesc foarte mult Ministerul Energiei pentru inițiativă și pentru idei foarte, foarte inovative. Mersi, mulțumesc foarte mult. Aș avea o ultimă întrebare față de domnul Borosan, dacă nu vă supărați, după care o să rog cei care sunteți în sală, dacă aveți întrebări, să le puneți. Panelul nostru de discuții se numește Depășirea crizei energetice. Acum sper că avem și urmăritori online. Întrebarea ar fi, domnul Borosan, dar criza energetică în acest sezon de încălzire care urmează, va fi sau nu va fi? Dacă va fi, o depășim? Știți, înțeleg întrebarea, dar permiteți-mi să răspund în felul următor. Deci, iată, ceea ce s-a întâmplat în sectorul energetic a fost, de fapt, o stimulare pentru dezvoltarea anumitor segmente de afaceri. Și câteva exemple. Deci, sectorul energiei regenerabile, tot ce înseamnă instalarea panourilor fotovoltaice, de exemplu, în sectorul rezidențial sau utilizând mecanismul de contorizare netă, tot ce înseamnă utilizarea surselor alternative de energie sau încălzire electrică sau încălzire pe bază de biomasă a explodat. Iată, noi ne-am dorit foarte mult ca asemenea tehnologii, dacă asta putem să o numim criză energetică, dat să numim această explozie a tehnologiilor verzi, eficiente, energetice care sunt expuse aici,
să continue și să nu se finalizeze. Pe partea de asigurare a continuității de alimentare cu energie electrică și gaze naturale, credem că suntem pregătiți foarte bine, ne-am pregătit din timp, continuăm pentru aceasta. Pe termen lung, dați să investim în tehnologii verzi și care sunt expuse aici și dați să facem cunoștință cu ele. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Înțeleg că din sală avem întrebări. Da, mulțumesc mult! Eu sunt Viorel Lalbu, eu sunt masterant la Universitatea Tehnică din Moldova, anul 2, specialitatea energie și mediu. Vreau să felicit organizatorii pentru acest eveniment și organizarea acestui panel pe un subiect foarte actual și interesant. De asemenea, raportorii pentru informația actuală pe care au oferit-o. Eu aș avea mai multe întrebări, pentru că tema este interesantă, dar din lipsă de timp voi adresa doar o singură întrebare. Și ea se referă anume la programul Casa Verde, care a fost menționat de către doamna Bălici. Este un program pilot pe care, la momentul de față, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare îl implementează. El, prin analogie, a fost preluat probabil din România și este și în alte țări implementat cu succes. Însă întrebarea ar fi, de fapt, către domnul secretar de stat, pentru că eu aș vrea să știu ce va întreprinde guvernul și, în particular, Ministerul Energiei pentru a extinde acest program Casa Verde la o scară mai largă, deoarece ceea ce face Programul Națiunilor Unite este doar un prim pas, destul de îngust, este un program pilot, și, de fapt, este un exemplu de bune practici pe care guvernul ar trebui să-l preia și să-l extindă. Programul Națiunilor Unite nu este instituția care va face o schimbare globală în țară. Programul vine să ajute mai degrabă, să dea un exemplu, dar nu să-i substitui guvernul și să facă ceea ce trebuie să facă guvernul. Vă rog să ne spuneți care sunt planurile Ministerului, a guvernului în ansamblu pentru a extinde acest program la o scară mai largă. Mă refer la consumatorii casnici care așteaptă cu nerăbdare suport financiar sub diferite forme pentru ca să promoveze tranziția energetică în țară și, pe ansamblu, eficiența energetică. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Albu, pentru întrebare și pentru interes față de acest segment. Deci, trebuie să spunem și de la bun început, atunci când împreună cu partenerii noștri de dezvoltare, PNUD Moldova, am început lucrul la acest program, deci în activitatea aceasta de dezvoltare a programului am fost implicați de la bun început, inclusiv noi, angajați de la Ministerul Energiei, angajați de la Agenția pentru Eficiență Energetică, colegi de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Și într-adevăr, a mai fost astăzi o expresie aici. Aceasta este doar undița, da? Mai departe, peștele trebuie să-l prindem noi. Iată ceea ce a fost introdus în legea cu la eficiență energetică, un mecanism de finanțare care se numește schema de obligații în domeniul eficienței energetice, care spune că anual se colectează resurse financiare care obligatorii sunt folosite concret pentru finanțarea măsurilor de eficiență energetică și energie regenerabilă. Acest fond, aceste resurse financiare vor fi gestionate de către Agenția pentru Eficiență Energetică, deci care va gestiona acest fond de eficiență energetică. Acum, cum va funcționa? Ce este prevăzut? Dorim să utilizăm la maxim tehnologiile informaționale de care dispunem și sistemele informaționale care deja au fost create. Sistemul informațional vulnerabilitate energetică, în care toate gospodăriile au introdus informații veridice despre nivelul de consum în fiecare lună a sezonului încălzirii, pe tip de energie electrică, termică, alte resurse energetice, și este atribuit un grad de vulnerabilitate energetică din cele 5 grade de vulnerabilitate. Respectiv, gospodăriile cu cel mai înalt, grad de vulnerabilitate energetice urmărim să beneficieze de această cofinanțare pentru instalarea anumitui echipament, dacă vorbim de Casa Verde, echipament de producere energie regenerabilă sau ceva care reduce în consumul. Aceasta, deci, urmărim și deja începând cu următorul an, statul va bugeta bani în legea bugetului de stat, resurse financiare pentru aceasta.
aceasta ar fi răspunsul. Mulțumesc foarte mult. Dacă mai sunt întrebări? Dacă nu mai sunt întrebări, vreau să spun un mare mulțumesc pentru faptul că ați participat și ați găsit timp sâmbătă să veniți, să ne informați pe toți cu ceea ce am făcut și ceea ce urmează în domeniul energetic. Mulțumesc foarte mult și pentru cei care sunt prezenți aici în sală, inclusiv și vizitează panourile care sunt, invităm la următorul panel de discuții. Să rămâneți alături de noi. Mulțumim!